Cei care s-au născut în semnul racului vor avea între 30 iulie și 1 august la prânz posibilitatea să mediteze la propria lor condiție umană. Cine sunt, ce fac, ce vor, unde se duc, cine sunt eu, încotro, cum e mai bine, în ce cred, în ce să nu mai cred, pe cine să cred. Chestiuni care țin de opțiune de viață, de opțiune profesională sau de nevoia lor de a-și crea un statut cât mai stabil în această lume. Racii, deși sunt semn de apă, nu sunt deloc mobili, așa cum sunt, de exemplu, peștii. Este un semn al cramponării, al agățării, în timp ce scorpionul este un semn al rigidității și al, este și semn fix, și este un semn care luptă cu alte mijloace decât racul, deși aparent seamănă. Ba, unii dintre cei care sunt novice în ale astrologiei repede confundă când văd semnele, siglele, simbolul racului și al scorpionului fiind desenate, cam seamănă între ele. Caută acul ca să facă diferența. Prin urmare, cel născut în semnul racului acum încearcă să găsească și un echilibru sufletesc. Luna în tranzit cu Neptun face trigon cu Jupiter, care, la rândul lui, va face trigon cu soarele natal al celor născuți în semnul racului. Trigon pe semne de apă încă nu e rău, dar unora le dă hiperideație. Prea multe idei, prea multe gânduri, prea multe proiecte, cascadă de stări și sentimente, cascadă de argumente. Ce este în mintea acestor oameni? Păi nici la un congres nu se spun atâtea cuvinte și nu se rostesc atâtea premise câte trec prin mintea lor. Este neostoită capacitatea lor de a tot gândi și gândi și gândi și crede și simți și reacționa. Teoretic se poate vorbi de un pic de uzură sufletească, dar există o șansă în toată această poveste. Unii se pot salva sau chiar pot ajunge la niște stadii existențiale deosebite prin intuiții salvatoare, prin accesul la niște valori sau la niște evenimente culturale, religioase, publice sau private de viață personală, exemplare. Oameni care pot să se ridice și să-și depășească propria condiție repede, bine, profund, într-o direcție onestă și în concordanță cu destinul lor. Dar pentru asta și ei trebuie să fie avut, în primul rând, această dorință. Apoi să fi urmat chemarea acestor evenimente de destin, că dacă tot timpul spui nu situațiilor care ți se oferă, tot timpul respingi din, nu știu, frică sau comoditate, sau din obtuzitate, nu înțelegi, nu vezi despre ce e vorba, atunci sigur că n-are niciun rost să umbli după astrolog pe la 40-50 de ani și să întrebi, dar eu ce ar trebui să fac în viață? Ei bine, în astfel de momente, cum vor fi cele astrologice pentru săptămâna viitoare, se poate găsi un rost în viață, se poate intui, se poate consolida o convingere. Între 1 august după amiaza, 2 și 3 august, cei născuți în semnul racului vor trebui să fie dinamici, activi, cum se zice în limbaj cotidian, să iasă la bătaie, să fie fermi, să nu mai stea în spatele ușilor și să rămână în umbră și să stea tăcuți și să asculte și să rabde și să înghită. Este momentul afirmării și foarte mulți raci știu și pot să facă acest lucru. Doar că atunci când o fac, bagă lumea sperieți, pentru că sugerează multe alte disponibilități interioare pe care sunt în stare să le desfășoare. Este un moment al acurateții, al victoriei și al posibilității de a risipi îndoielile care au planat asupra lor, neîncrederea sau chiar bârfele cu care au fost înconjurați de o serie de răutăcioși și oameni lipsiți de bunăvoință sau contracandidați. Casa însă a dușmanilor rămâne în continuare, tapetată cu cele două planete malefice, care sunt și retrograde. Luna neagră încă mai poate să dea din codiță săptămâna asta. După aceea va pleca, va părăsi casa a șaptea.
Prin urmare, este un moment în care, repet, răstimpul între 1 și 3 august, să nu se facă întâlniri, să nu se pună confruntări între ei și rival, dușmani, sau cine știe, persoane cu care nu sunt într-o mare dușmănie, dar ajung față în față pe fondul unui litigiu. Chiar dacă până la un punct relația a fost plină de politețe și decență, se poate degrada și conflictul poate să o ia razna și evoluția chiar a procesului să fie marcată de această schimbare bruscă de atitudine. Între 4 și 5 august, relațiile cu prietenii ar putea fi un pic mai bune. Ar putea să beneficieze de sprijinul cuiva, dar nu un mare sprijin și nu un mare ajutor. Cred că este mai mult la nivelul solidarității umane, al disponibilității și înțelegerii. Câte o persoană dă dovadă de răbdare și-l ascultă pe cel născut în rac. Ce păsurare, ce ofuri, ce ahuri. Ei, și de aici, sigur că se poate trage concluzia ce prieten bun am. Poate că ar trebui să nu folosim întotdeauna acest termen. Prieten înseamnă mult, foarte mult. Poate că este o cunoștință amabilă și cu care există, în acel moment, un bun schimb de idei, o bună comunicare, o bună înțelegere, care s-ar putea să nu rămână așa de-a lungul timpului mereu egală cu sine. Din punct de vedere sentimental, lucrurile stau mai anapoda pentru că e rost de crize de gelozie, de posesiune. Mai ales femeile pot căuta sau pot inventa rivale în orice persoană, cu și fără noimă, cu și fără logică, pot exagera și pot vedea pericole, că rămân singure, că sunt părăsite, că sunt trădate, că sunt mințite. Din această tendință care hipertrofiază totul pe baza relației între Jupiter și Neptun, care le împinge să deformeze realitatea exact ca în jocurile de pe vremuri de la circ cu oglinzile concave și convexe, în care orice om era ori foarte gras, ori îngrozitor de strâm. Numai cum era el în realitate, nu se arăta. E cam așa văd acele persoane și unii dintre racii care se lasă acum copleșiți de niște trăiri exacerbate. Îi văd pe aceia când extraordinar de bun și de frumos și de plin de calități, când îngrozitor și imposibil și greu de suportat, sau de iertat, sau de iubit. Săptămâna mai aduce pentru aceste persoane probleme de mândrie, de orgoliu, de vanitate sau de onestitate cu privire la bani, la banii cuveniți de pe urma unei munci prestate, la banii revendicați sau la o chestiune salarială unde intervine un principiu clar, cel al legii, al justeții, al dreptății, pe care îl susțin fără menajamente și fără restricții, în modul cel mai categoric. Pentru cei care au proces, întreaga săptămână este complicată, ea poate aduce răsturnări de situații, întârzieri nebănuite, neașteptate, datorate unor situații care intră în categoria, mai puțin elegant exprimându-mă eu acum, chichițe.